În scrierile de tip saga se menționează că Sfântul Siegfried, luminătorul Suediei, s-a urcat pe o corabie, iar marea s-a învolburat deoarece vrăjitorii păgâni au chemat duhurile necurate ca să-l oprească pe acest Sfânt erar să înainteze pe apa mării, deoarece Ierarul dorea să ajungă în anumite locuri pentru a propovădui Evanghelia și a ilumina pe Scandinavi. Însă, cu puterea crucii, a biruit toate duhurile necurate. S-a așezat la cârma acestei corăbii, a ridicat crucea lui Hristos, apa e, se ridica la mari înălțime, însă se undula în jurul corăbiei, iar corabia înainta cu puterea crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Și mica noastră corabie ortodoxă, care de pe apele Nordului dorim să înainteze, așa cum a înaintat odinioară și mica corabie a primilor creștini ortodoxi din Scandinavia. Așadar, înaintăm în corabia lui Hristos, pe apele Nordului, încrezători că vom ajunge la limanul cel nemviforat al împărăției preasfintei trăimii.